Valurile din PSD Gorj nu sunt pe placul liderului social-democrat. Liviu Dragnea și-a arătat nemulțumirea față de membrii de partid care au avut curajul să se împotrivească măsurilor luate de el. Ba mai mult, acesta ar lăsa să se înțeleagă că cei care îi vor face campanie lui Ion Călinoiu riscă să-și piardă calitatea de membru PSD. Noi acum suntem în competiție electorală. Fiecare om susține un candidat, un partid în care crede. Dacă nu cred în PSD, înseamnă că nu mai pot fi nici membri. Este foarte simplu, a declarat Liviu Dragnea. Declarația vine în urma candidaturilor independente depuse de doi dintre cei mai bine cotați socialdemocrați gorjeni, Ion Călinoiu și Ion Ciocea. Ambii au ales să meargă separat la alegerile parlamentare după ce Liviu Dragnea a schimbat lista stabilită la Gorj.